de parcă nu știi. Câte grei din jurul meu conduc la noi mugnește flacărea și alții salintă la scântei. Nu știi că aici nu-i loc de poetei, cu vorbe de zmei și fapte de miei. De parcă nu știi, la noi se udă strada cu jitei și mirosul de mici de pe grătare te poartă palei. Nu știi că atunci când vagabonții au idei, iar deranjăm poliția din somnul ei. De parcă nu știi. Băgheatul ăsta care e la noi în emisiune zice figolam, figolam, figolam. A trecut până anumite chestii pe-n viață. Noi vrem să-l ascultăm. Vrei să-l ascultăm? Cine? E vorba de un băgheat. Nu vreau să zic cine, că e începutul emisiunii. Vreau să zic cine e după ce cântă. Are și el câte ceva de zis, înțelegi? Hola, mâncam meștuletele. Credeți că sunteți mai tare decât mine la băutură, fotovangură. Dar de ce ai început așa în forță? De ce ai început tu direct cu amenințare? Da, tu vrei să ne facem hateri în 2018, sunt majoritatea hateri. Vrei să avem mai hateri? Atâția hateri sunt în muzică rap, în filme. Păi ia mai fiți mă voi hateri în băutură, fotovangură și neamul vostru. Bă, știi ceva? Ia dă-i mă aici, tu. Ia scoate obeliscul. Mă, să moară familia mea. Și eu nu mai decât da. Dacă și cât da, dar ce-i David, Daniel? Ba, boi, în seara asta avem un băiat. Avem un băiat invitat. Bă, eu știu... Zici ceva despre băiatul ăsta. Avem un băiat invitat care e singurul rapper din România, de fapt, din lume, care a câștigat România au talent. A câștigat un concurs? Da. Pun care pun ce a zis el, bam, bam, cum a făcut, cum n-a făcut. Doar să miroase acum, pentru început. Yeah. Îi dăm doar să miroase, e vorba de Adrian Suțu. Salutare, Adriane. Subscriberilor. Salutare tuturor care se uită la această emisiune. Stai un pic, bro. O să beau un shot pentru voi. Știi ce? Nu e bine. Nu! Știi ce mi-a zis? Nu, hai să facem o paranteză. Și nici paharul. Hai să facem o paranteză. Nu ți aduce noroc. Hai duci din România, vrei să spun. Dacă te iei după toți beții vin, nu ți aduce noroc nimic, ești nu. Bări de gau sau puneam mâna pustie, că trebuie să beau o gură. Bă, să bei neapărat o gură. Ia-mă, ia-mă o gură mică, mică acolo să fie stacă baboi din gură. Adevărat. În cartier și în toate astea, cel mai frumos e să nu refuzi. O dai fără obraz. Ia-mă o gură mică, beau, dar nu, nu și atul de acum, o gură mică doar de guști, adică nu se pune și atul ăla. Nu, o gură mică, de guști, deci mică, frate, pe limbă. De guști. Bine, bro. Uite, Adrian o să bage o degustare, o să bage o degustare și de ce, frate, el mi-a zis înainte, o frățiorul meu. Am probleme foarte mari cu stomacul, mi-e drag să vin la voi aici, dar vă rog eu frumos, duc și eu un șat, două, da, atâta. Stai. Da, atâta. Că mă ia salvare, ești nebun. Adică la modul sunați, vine, mă, am plecat. Nu, situația stă în felul următor. Ia zi. Păi treaba asta. Am avut... Stai puțin. Fii atent. Am avut niște arsuri la stomac. Îți dau Imodium. M-am retras un pic. Am mâncat mai ordonat ca să fie bine. Și nu vreau să risc cu sănătatea mea, pur și simplu. Vreau să... O să beau o să beau o bere în respectul vostru. O să-l chem aici pe fratele Dinte să mă ajute. Ok, Dințișor! Dințișor! Păi dar vreau să am platou. Vreau să am un pic grijă de sănătatea un mea. Un platou, wow, wow. Cu W, wow, wow. Hai. Bă, frate. Uite, Adrian nu poate să țină chiar atât politica emisiunii. Dar în schimb, a venit un ajutor sălăjeanesc. Poate eu l-ajut ca frățiorul nostru. Tu l-ajut că îți place să bei oricum, mă, băgam. Băgam mi-aș pula, fă-te în gură, Dinte. Tu trebuia să vii aici. Păi da, mă, dar sunt aici. Bă, frate, fii atent aici. Eu închid laptopul aici. Ascultă-mă. Eu sunt colegul vostru, da, parte de emisiuni. Fii atent aici. Indiferent de ce se întâmplă, tu ai venit un pic mai devreme și ai văzut ce se întâmplă aici. Că da, bro. Noi ne facem treaba cât putem de bine și să moară foamele mea, vreau să vă. Sunt beat. Înțelegi? Și aș vrea să, în loc de bere, aș vrea să dai și tu pe gât două de-astea și te las, nu mai bă, nicio treabă. Bă, v-am promis cu un shot. O să bage un shot, băiat. Un dar stai, nu acum, nu acum, nu acum, nu acum, nu acum, acum bem doar, nu, acum bem doar noi fără el ca să simtă lipsa. Trebuie să simtă lipsa unui nimeni shot. Nimeni nu simte lipsa, pentru că noi suntem, nu suntem o lipsă.
Baboi, vino mai încoa. Baboi. Noi nu suntem bă, o lipsă. Mă, să moară. Bă, te uiți mă la mine un pic. Stai mă puțin. Stai dinte un pic, stai un pic așa. Mă, te uiți la mine un pic. Tu nu bă, frățiorul. Bă, frățiorul. Bă, frățiorul, uite-te la mine un pic. Mă, uite-te la mine un pic. Dar mă uit cu coada ochiului. Nu mă, frate, uite-te la mine un pic. Băi, vă rugăm frumos. Cei care sunt până împrejurim... Da. Da. Bă, baboi. Băiatul a zis că o să bea un șat cu noi, dar eu nu vreau să-l bea acum. Vreau să mai vorbim în timp ce noi bem și el să-l bea puțin mai încolo. Nu, aș vrea să bea acum, fii atent aici. Ca să ce? Activeze sau ce? Nu, aia, pula. Nimeni nu se activează de la unul. Nici nevastă mea nu boss, tu nu te activezi de la unul. E lume care de la un șat se activează. Bunica mea nu se activează de la unul, ești nebun. Și are 95 de ani. Să trăiască bunica, dar eu și cred că se activează. Și bunica mare și Alzheimer. Și nu se activează de la un partid. E moldoveană, e moldoveancă. Și bunica mea are 104 ani. Păi tu ai mai mult decât ea, mă, dar pe interior. Bunica mi-e mă, bunica mea. Indiferent. Poți să-i adun pe toți la un loc, pula, că tot da. Oricum ai mai mult decât ea. Hai mă, bine, hai să bem acum, da, prin, să bea și adrea. Dar nu, pune patru, că bea și dinte. Bea și dinte, pune patru, stai. Nu? Stai. Nu, mă. Dacă vreau și eu vreau să bea dinte. A, bun. Cu tot respectul, băieți, pentru ceea Andrei? Ce faceți. Andrei? Ia din cior. Băi, dar ei nu contează. Cu tot respectul, băieți, pentru ceea ce faceți. Și pentru cinstească. Un alt fel de emisiune. Bă, mulțumim frumos, frate. Ți se pare că e un alt fel de emisiune? Ce amoară, familia? Nu, a zis că un alt fel de emisiune. Ți se pare că e un alt fel de emisiune sau? Eu că m-a sunat să vin. Din prima am acceptat, uitându-mă la, uitându-mă la ce ați mai postat, mi-a plăcut ideea. E o idee întreagă. Conceptul. Conceptul, corect. E un concept, atât timp cât e online, așa cum am copilărit și eu, înțelegi? Lasă-mă să vorbesc. La Focșani, printre băieți, în cartier, să mai făceau genul ăsta de băute, de grătare și m-am simțit bine acolo, de asta am și acceptat să vin aici și să... facem o super emisiune. Să stăm la o vorbă ca băieți. Să stăm la o vorbă ca băieți. Știi cum e? Atunci știi, mai țin minte când stăteam la un bidon de bere, vreo 3-4 inși și aveam de-al de 17 ani, 16 ani și vorbeam noi chestii de viața s-a asta. S-a mort-o că ai stat cu Adrian la nu, un nu, bidon nu, de nu, bere. Nu, 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 la generale, la asta la el în oraș și la mine în oraș. Când stăteai și tu la un bidon de bere cu ea de la Vâlcea. Vorbeați la ostrovene acolo, făcute și nefăcute. A, da. Păi lasă bă, în ale noastre. Care? Asta zic. Păi, e specifică. Băi, baboi. Eu stăteam la multe bidone de bere. Băi, baboi. Băiatul ăsta a tot fost invitat pe la emisiuni. Emisiuni la modul TV Astea. Noi l-am chemat aici la noi în cartier. Să vorbim puțin cu el. Poți să-i pui tu o întrebare? Da, îi pun ca să întrebare. Nu-i... Fii atent aici. Ca să nu-i pune o a doua întrebare? Nu, îi pun o întrebare. Hai bine. Fii atent aici. Zici mie, pentru tine ce înseamnă succesul? Sau... cum vezi succesul? Și când zice succesul, se referă cu doi de când cuvânt. Bă, e... sincer să zic, da, pentru tine. Pentru mine succesul... persoană, ca persoană, dar nu neapărat ca artist. Ca persoană, ca, om. Ca artist... Ce înseamnă succesul în viață, ca om, ca nu neapărat orice. Ca artist? Bă, succesul înseamnă pentru mine să fii mulțumit cu tine, în primul rând. E o luptă, tu cu tine. Exact. Prima oară. Exact. Nu văd succesul în bani, în... lucruri pe care le ai. În timp ce tu vorbești, scuză-mă, eu pot să-i dau de băutul ăsta, nu? Da, okay. Bagă frumos. Succesul cred că ești tu. Cu cât ești tu mai tare și mai și dovedești prin tine cu cât multe ești tu mai lucruri. Tare? Ce înseamnă cu cât ești tu mai tare? Cu cât ești tu mai tare ca și caracter, mă refer. Mai puternic să încasezi. Știi ce zic? Ok. Să suporți anumite chestii. Exact. Cu cât ești mai tare și ești pregătit să încasezi lucruri, pentru că viața ne oferă lucruri. Și bune și rele. Și bune și rele. Și atunci e important ca tu să înveți multe lucruri din chestiile astea. Pentru mine asta e succesul. Auzi? Cu cât devin eu mai mare, ca și caracter și mai puternic, înseamnă că sunt un om toată de succes. Lumea, chiar dacă n-am averi sau așa mai departe, știi? Toată lumea banii știe, vin toată, și pleacă. Toată lumea știe că ai trecut până niște chestii. Că știu, de la concursul la care ai... la care ai participat. Ok. Bă, frate, vreau să te întreb și eu ceva. Ai primit niște bani de la concursul ăla. Eu mă uitam, bă, sincer, m-am bucurat că ai primit o sumă de bani, cu toate că ești un copil care... Câți ani ai tu? 26. Să trăiești, frate, la mulți ani. La fel. Să fie bine. Câți ani ai?
18 ani, 19 ani. Ok, bă, hai să zic ceva. În ciuda la ce au zis alții, eu m-am bucurat că tu ai câștigat o sumă atât de mare de bani la vârsta aia. Baboi, fii atent aici. Baboi, dinte, tu... Bă, stai așa un pic aici, e o problemă mare. Bă, mâncați-și. Băi, era... Nu vreau să mă bag în premiul tău sau toate cele, da? Păi, cheltuie deja, ce te mai bagi? Ce ai făcut cu 100.000? Stai mă puțin, că n-a fost 100.000, sau impozite astea. 70.000, hai pune așa. În sfârșit. M-am ce dracu ai făcut? Bă, când am văzut că ai câștigat, am zis, bă, ăsta bagă rap, cântă nici bine rău, nici prost rău, e bine acolo, bagă. Bă, ce dracu a făcut cu toată suma aia? Stai puțin așa. Bă, că știu că vrei să răspunzi. Dințișor. Da. Bro. Bă, dințișor, stai puțin, da, înainte să răspunzi. Stai vreau puțin. Și eu o țigare. Înainte să răspunzi. E vorba da, de 100.000 de euro, trebuie să fumezi ceva. Înainte să răspunzi vreau tu. Vreau să ascult un răspuns. Înainte să, bă, băi, te rog eu frumos, fii receptiv, trebuie să fim profesionali. Bine, înainte să răspunzi tu, vreau să-l întreb pe dinte. Ce ai face tu cu 100.000, mă? Dă-i microfon. Obosește. Bă, deci în primul și în primul rând, 100.000. Mă, da, sincer ce ai face? Sincer. Nu că ești în fața camerei nu, și mă, astea nu, tu. Nu, sincer, m-aș duce în Long Beach, la fratele meu Snub, că am bani. Arată tatuajul. Și arată tatuajul. Și să stau cu el măcar o jumătate de oră. Cu Snub? Da. Pentru 100.000. Proastă alegere, ești nebun. Nu, nu pentru 100.000. Dacă aș avea 100.000, am zis. A. M-aș duce acolo. Disponibil de cheltuială. Da. Păi, disponibil, dar nu 100.000, că nu cheltuiesc toată, până la Snoop Dogg. Eu nu cheltuiesc 100.000. Înțelegi? Mă duc până la Snoop cu 10.000. Cheltuiești 30.000. Nu, cu 10.000. 10.000. Și când ajungi și îl vezi în față... Eu știu combinațiile care poți să ajungi în America. Bă, frate. Ok. 10.000 aș băga să mă duc să-l întâlnesc pe Snoop și după aia, frate, mi-aș lua o casă. Cum pizda, mă, te l-ai întâlnit tu pe Snoop, mă, ia. Nu l-am cu banii aia l-am întâlnit. Deocamdată nu l-am întâlnit, am fost nu, în cameră acolo. Nu, cum ai vrut? Păi nu, mă, cum pizda, mă, te l-ai întâlnit tu? Stai puțin, că ce-i face? Băi, mi-a pus o întrebare, mie mi-a pus o întrebare care a fost adresată, da. Care a avut 100.000. Și eu mi-a pus întrebarea care eu dacă aș avea 100.000. Păi, da, mă, și te întreb cu 10.000 m-aș duce să-l întâlnesc pe Snoop. Așa. Cu restul de bani mi-aș face o casă cu piscinuță, cu frumos, cu tot ce trebuie. S-ar peste și restul de bani. Vrei piscină, s-ar peste 100, scuză-mă. Și restul de bani mi-aș face un studio sau o afacere frumoasă. Ok, hai. Uite, mulți m-au întrebat ce am făcut cu 100.000. Când aveam, da, dar nu, când, dar nu niște bețivi ca noi. Când aveam 70.000, stăteam cu băieții exact cum stăm noi acum. Toate bune și frumoase. Am scos cardul din buzunar. Așa. L-am pus pe masă. Bă, fii sincer. Sincer. Mă, să moară, mă. Sincer sunt. Am scos cardul, l-am pus pe masă și zic exact cum vă zic și vouă. Poate dinte. Nu suntem așa de apropiați, da? Dar vă spun exact cum le-am spus lor. Dinte. Vă dau ăștia 70.000, fie cât suntem noi aici. Ia, bă, băi. Da? Plecați, cui l-am dat cardul, dar nu o să mai aveți niciun prieten sincer lângă voi. Nu o să mai aveți nimic. O să, bă, fiți, o să fiți cu ochii în patru, gândindu-vă că oricine poate să vă halească. Ai făcut chestia asta? Da. Cu câți prieteni erai în jurul tău? Pă numărate. Cu vreo 12. Erai cu 12 prieteni? Cu 12, da. Și câți ți-au răspuns greșit? Niciun. Știi care e ideea? Toți au rămas așa. Și liniște în spate, da? Da? Eu te întreb real. Dacă ție ți s-ar zice chestia asta, o să ai o casă, o să ai poate o mașină, o să ai o nevastă. Da? Și o să fii pula mea, da? Da. Dar să te gândești că nu mai ai niciun frate lângă tine, sincer, și să fii cu ochii în patru, să observi dacă vreunul vrea să te halească. Opa, plată. Spune, deci, răspund cu o întrebare. Deci ai făcut tu, deci ai făcut tu chestia asta. Dar în vic, asta vreau să zic că lumea se gândește că 100.000 poate să ți aducă numai bine, dar nu poate să ți aducă numai bine 100.000. Auzi, mă, frate, 100.000 poate să ți aducă și rău. Spune și mie în felul următor. Nu vreau să nu, baboi, stai puțin. Nu, stai puțin. Vreau să zic și eu ceva. Nu, adevărat. Vreau să zic și eu ceva. Vreau să-l aprop puțin pe om. Toți vor sănătate. Chiar vreau să-l aprop puțin pe om. Am un tovarăș care, mă rog, eu îi zic Alex American. Omul a venit după vreo 30 Americanul, mă? Mama, e povestea asta, e la fel. Nu, vreau să spun o poveste frumoasă.
și tristă în același timp. Am un tovarăș care a avut 230.000 de dolari venit în America. Omul i-a cheltuit nici măcar într-un an în România, în București. Pentru că de ce? El a crezut că fiind 3 lei, 5 lei, 7 lei, 70 de lei, 20 de lei, sticla de coniac, sticla de bere și sticla de ceva, sau femeile și plus drogurile, omul droguri, a cheltuit 230.000 de dolari în niciun an de zile. I-a avut în iulie și a cheltuit în martie. Înțelegi? Așa că eu nu că te aprob, nici nu te apreciez și nici nu te, înțelegi? Dar tu ce ai făcut tu, ce ai făcut tu, că ai avut 70.000, 100.000, 200.000, e treaba ta, cum ți-ai cheltuit tu, cum ți-ai făcut tu. Omul a avut 230.000 de dolari. L-am lăsat toți în pace și a avut 4-5 oameni, atât. Înțelegi? Și s-au dus, s-au cheltuit pe de toate. Înțelegi? Uite, tu ești un băiat tânăr care a fost cu o femeie care făcea cât 4. Ok, eu înțeleg chestia asta. O zic râzând, fiindcă înțeleg chestia asta. Nu, stai. Nu mă las, mă. Ata te cred. Omul dă niște răspunsuri scurte, tu pui o întrebare de 2 minute. Te-a făcut vrăște, te-a făcut vrăște sau nu? Mă, te-a făcut vrăște sau nu? Bă, m-a terminat, da. Din cum? Toate punctele de vedere. Păi, nici a făcut, ce să-l plâng? N-are rost în el ca la mașinuțe. N-are rost să zic că după aia le-aș ambiționa pe toate să facă asta. Le las așa să facă ele, să-mi dau seama de ce. Ești un pic randoman acum. Nu mă, nu. Nu sunt randoman. Dar de ce să le dau eu secretul? Lasă-mi veți ele singuri, să arate ce știi. Vezi? Adică de ce să le dau eu ce am în pro? Cap, stai să... Ai băgă limba la bișboacă și le-a făcut așa. Nu cred, nu cred, nu cred. S-a ținut tare, s-a ținut tare. Ai băgat limba, mă, la bișboacă. Mă, da, dar a fost o femeie. A, a fost o femeie, a fost mai multe stai. Nu mai du-te dracu, știi, bă, tu la câte femeie am băgat eu din mă. Cozi, zi tu acum, gusturile, bă, nu se discută. Bă, du-te, aici. Poate îți place cu 3, 4, 5. Tinere! Yeah. Trageți voi de lindic capuiu de râmă și sunteți nebună. Bă, stați puțin așa, nu? Vorbește un bătrân care a tras din cloșcă. Bă, hai să vorbim un pic. Fii atent aici. Stai puțin așa. Ultima ta muie care ai dat-o cea mai tare. Când a fost? Unde? Nu știu ora. Zi-mi unde. Mă, nu te gândi prea mult, că o știi. O muie trebuie să fie o muie, frate. Ce înseamnă muie? Mă, suntem băieți. Mă, da, ultima... Fix ca borna deci, kilometri. Deci, fii atent ce întrebați, că ultima care a fost cea mai tare. Da, mă, aia care se uită în ochii tăi și a plecat-o băiatul. Nu mai știu unde e băiatul. Păi nu, mă, frate, că să mă... Unde e băiatul? Nu mai e băiatul. Păi și de ce din toate să alegi doar una? Fiindcă se uită. Păi știi la care te întorci? Nu, dar știi la care revii. Păi și dacă revii la aia care n-a făcut-o cea mai tare, și care n-o mai face. Care a fost aia, mă? Acum cât timp, mă? Păi tu ce ai făcut? Păi nu pot să zic, mă, că-și dă seama. E, dragă, asta zic. Dragă, nu te supăra dacă vezi emisiunea. Ești una dintre femeile care... Da. Asta zic. Ea știe singură. Bă, ai sărutat vreodată vreo fată. Și când ai sărutat... Primul sărut, știi, ai închis mă ochii. Ai fost sentimental. Adică la modul, din prima, my heart will go on. Bă, mi-am încercat-o. Am avut norocul când era mai mic să am parte de fete mai mari. Bă, știi că la tine în Focșani... Bă. Sunt multe... Bă. Eu am fost la tine în Focșani, sunt multe femei bune, rău. Femei frumoase în Focșani. Bă, știi câte femei sunt în Focșani la ăsta? Bă, la, te duci în club și la masă sunt 8 femei cu un băiat. A, pe de asta eu... Da, mă, sunt multe. Sunt multe. Hai să bem. Hai să... Auzi, mă, frate, fii atent aici. N-am nicio treabă. Înainte de... Tu te-ai dus cu... Unde eu? Ia zi. Dacă odată te mai iei de țuica mea, zici mie, să moară familia cum mea. Cum a fost dacă femeia aia care ți-a rămas în minte? Mai mare decât mine cu vreo 7 ani. Te-a fudut de te-a rupt. Ți-a făcut alfabetul pe undeva pe acolo. Mi-a rămas în minte. Abă cât de urs. Mi-a rămas în minte. A fost ce trebuie. Nu te joci. I-a sus și minte, măi. El zice că ce trebuie, dar i-a sus și minte. Eu am văzut un clip de-al tău cu... Am văzut un clip de-al tău făcut, dar nu mai știu de ce. Mai schimbăm și subiectul de subiect? Mă lași, mă, dragul, să vă... Fii atent, era registrat de Richard. Ți-ați plac, pun auzi. De Richard Stan, mi se pare, dacă era clipul ăla.
Păi am făcut mai mult, am făcut cum ar fi cu Richard. Nu, eu știu, fii atent de aceea, cu Richie știu clipul ăla cu Nicol. Da, 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 cu... da. Bă, frate, vrei să spun ceva? Bă, frate, pentru mine însemna foarte mult fitul ăla, să știi. Cum adică era un pic trecut? Că... Cu cine ai făcut? Cu Nicola. Bă, adică... ce înseamnă trecută? Nu te-ai gândit să-i dai un pic sub coadă, pula mea, că de... știi de ce? De efectul sub coadă acestui fit. Cum adică? Pentru mine, eu eram mic, aveam 18 ani atunci. Și pentru mine, nu. Așteaptă să termin. Câți ani aveai ea? Bă, lăsați mă cum să vorbească, nu? Să mă, nu? Bă, lasă-mă că i-am pus o întrebare. Cum adică sub coadă? Și tu la fel. Bro, da, pentru mine fitul ăla însemna mult. Pentru că ea a acceptat să facă fit cu mine. La o simplă întrebare. Bă, scuze, piesa a fost super blană. Da. Băieții de la Vision, blană. Tot timpul când am lucrat cu ei au fost profesioniști și Richardule, te pupăm, bă, Richard. Supăratule. Noroc. Richard, mă piși în tine. Și nu m-am gândit ăla de astea, bro. Richard. Eram... erai copil. Eram copil. Erai puștan. Normal. Richard. Ok. Nu mă gândeam eu la... Tu crezi? Eu atât te întreb pe tine, uite. Mă gândeam că mă pișe. Bă, uite, tu ai 26 de ani. Ok. Bă, am auzit că ți-ai dat anumite disuri. Da. Cu cine? N-am stat prea mult să urmăresc. Nu mi-am dat disuri. Ai răspuns la anumite chestii. Nu. Ce ai făcut? Am scos un dis. Și apropo de disuri, cine nu le acceptă și nu le înțelege înseamnă că... ce înseamnă, înțeles nimic din ce rap. Înseamnă pentru tine un dis? Bă, pentru mine un dis înseamnă... o lecție pe care o dai celuilalt, dacă ai ceva să-i spui. Dacă e ceva greșit la el, sau o bâtă în din cap, viziunea ta. Nu neapărat că ai tu sau dreptate. Sau o bâtă în cap. Dacă e obraznic. Bro, eu o las aici am ca MC. Da, ca MC. Cu cine ți-ai dat tu dis? Dar nu mi-am dat dis. Asta încerc să zic. Ce ai făcut? Că am, pe la un moment dat am văzut ceva pe net. La modul am cum... dat dis. Nu mi-am dat dis. Așa. Cui? Mi-am dat dis Luneli. Da. Copilul ăla care cânta. E pe la battle-uri. Da, da, da. Așa. Da, da. Bun. Mi-am dat dis. Da, mi-a zis. Bine, așa e denumirea, dis, da, pentru că eu m-am luat de el în disul ăla. Așa. Dar din punctul meu de vedere consider că am dat o lecție pentru că eu port respect pentru MC-ii din România, da, și chiar respect. Da, de ce ai dat iar disul la momentul ăla? De ce? De el disul? O greșea. Să duce într-o... Mă zi-mi eu băiețește, nu la emisiune, lasă-o naibă, zi-mi eu mie aici. Sincer să zic, omul e talentat. Așa. E talentat. Da. Nu pot să zic că îmi place neapărat ceea ce face. E talentat pe battle-uri. Se poate îndruma spre un drum foarte mare. Okay. Ca MC. Dar tu de ce e talentat ca metrică, e talentat. Deci eu te întreb acum, în totalitate, necunoștință de cauză. Corect. Chiar nu știu, știu că la un moment dat ai zis tu ceva despre cineva. Da, a ta. Am scris un, deci am scris în felul următor. Am scris un dis. Povestește. O lecție, da? Așa. Pe care eu te-am dat-o lui Nelly. Da. Dar, țin să zic, omul e talentat. Am ascultat acum după ultimul album al lui, două, trei piese care stop m-au un prins. Pic, stop un pic. Miroase un pic. Crezi că dinte poate să mai bea un șat? Ia o gură. Unul. Ia o gură frumos. Dinte-i pregătit. Povestește tu în continuare, tu ia o gură. Dinte-i pregătit dinainte să vă lască. Ia o gură. Zi, frate. Da, mă, frate. Omul e talentat. Eu nu i-am dat dis, deși i-am pus neliniștit spre el. Eu am încercat să-i dau o lecție. Eu ca și puști la începutul carierei sau... chiar și acum mă consider la începutul carierei, chiar dacă n-am avut România au talent sau ceva, încă n-am avut ceva pe spatele meu. Știi ce zic? Da. Eu îl consider pe el talentat. Am simțit că în momentul ăla, cei despre care vorbeau, și nu dau nume, despre care vorbea el, în că sfârșit, nu e frumos. În sfârșit, înțelegi? Așa. Despre care vorbea el, erau la un nivel destul de mare și pentru mine, respectivii, mi-au fost, cum să zic eu, profesor, ca să zic așa, am învățat mentor din muzica neoficial lor. Corect. Ok. Și m-am simțit iritat ca tu, ca și elev de rap, care ești elev, nu ești profesor, profesionist, înțelegi? Să te iei de un profesionist. Adică eu ce și am simțit nevoia să-i zic, băi, nu-i frumos să te iei de un profesionist. A continuat el cu răspunsul? Că nu o să ajungi profesionist, nu. N-a continuat cu răspunsul? Nu. Dar dacă continua cu dar un răspuns? Dar nu avea sens să continui cu răspunsul. Am înțeles. Ați luat un pic paralela. Ia zi, stați-mă, băi, ia zi. În primul și primul rând că s-a luat de noi, de secțiunea Sălejan. Cine? De brigada Sălejan. Cine, mă? Meli.
A, așa. În al doilea în salat de Fișu și în al treilea în salat de Cedric. Dar pe primul loc a fost Brigada Sălăjeni. Și ce părere ai avut? Eu nu vreau să dau amploare la discuția asta. În momentul în care noi ne-am dus la fabrica și... Da? Ba da, la fabrica. Poți să ține microfonul fabrica. Că dai tu și atu? Dă-mi coa. Când ne-am dus la fabrica... Dă-mi coa. S-a întâlnit cu mine și cu Robert din Brigada Sălăjeni. Așa. Și omul s-a îmbuiat, s-a tăiat poașele, coaiele, tendoanele. Stai mă, că e un copil. Da, bun, am înțeles. E un copil, dar el are 22 de ani, Nelly. Și eu am 25 de ani de băuturi. Deci e mai nasol. Tu vorbește că noi te ascultăm. Băi, nu mai oarde că eu am băut două înaintea ta. Mă, să moară familia. Mă, ești băiat? Să moară familia. Mă, ești băiat? Bea cu mine acum. Bea, mă, să moară, mă, că beau cu tine. Ești băiat dacă bei încă două. Vezi că sunt două înaintea ta. Ești nebun la cap. Păi tu crezi că te mint? Să moară familia, dar nu te duc în casă, pe braț. Bă. De ce trebuie să-mi bagi în șoseta în pula mea? Că bă, mă duc acasă și miroase câinele la tuică. Eu personal cu omul nu am nimic. Am vrut, așa cum am spus, să-i bat obrazul. Ok. Pentru că... I l-ai bătut? Nu. Ok. A, dacă i-l-am bătut, am înțeles, l-ai bătut. I-l-ai obrazul? Obrazul, da, i-l-am bătut prin cuvinte, că așa mi se pare cel mai frumos. Înțelegi? Dacă ești deștept și înțelegi ceea ce zic, viziunea mea, nu neapărat că aș avea eu dreptate, că sunt eu profet. Eu îți spun o chestie. Bă, bro, uite așa ar fi mai frumos să faci. Înțelegi? Da. Chiar dacă eu pe piesa aia, de exemplu, i-am zis la nu te pune cu legendele dacă vrei să fii legendă. Corect? Foarte oricât bine. Ne-am dat fiecare bine, pentru nu trebuie mine. Neapărat să nu te pui cu legendele, dacă vrei să fii legendă, s-ar putea să te pui cu legendele și să nu fii legendă. În sfârșit. Da, continuă. Păi asta încerc să zic. Da. Ai înțeles? Hai să văd. Dar, fii atent. Asta a fost viziunea mea ca și puști, de seamă cu el. Cum văd eu rapperii mai vechi care în copilăria mea n-am vrut notorietate, n-am vrut să mă dau gangster printre... Că fii atent ce-i fac eu ăsta, s-a luat de Sișu. Nu, boss. Ba, să te întreb ceva, de... vis-a-vis de chestia asta. Sișu putea oricând să zică trei vorbe pe un beat și să-l pună în fund. Vis-a-vis. Dar nici de... nu era nevoie să coboare la nivelul ăla. Înțelegi? Din câte am înțeles, nu. El este doar un pușt care face muzică și știu că am trecut și eu prin vârsta lui, știi? În care încerci să te dai bombardier, înțelegi? Ascultă puțin, ascultă puțin. Ok. Am tot vorbit de disuri, de muzică, de a în sfârșit. Bă, frate, ia și mie, ce planuri ai tu să faci cu muzica pe viitor? Pe viitor apropiat. De vreo... 4-5 ani m-am băgat serios pe producție. Așa. Consider că am ajuns la un nivel destul de bun, ca și producție și mix master. Nu știu pentru ei cum sună, pentru mine momentan sună oprește-te binișor, un pic. Bine. Ia ochelarii ăștia, dă și apca aia. Așa. 2000. Așa, o să o pun invers. Hai, continuă, zi. Pam, pam. Consider că am ajuns cât de cât bine ca producție, mix și master. Am produs... și mixat un album pentru Tache. TKE. TKE. Băiețașul ăla, da, de la cenzură de acolo la studio, nu? Da, cenzură, te pupă picioruș, ești frățiorul meu. Picioruș, te iubesc, sunt lângă tine Așa? Așa, lucrează, urmează să scot o piesă. Bine, am mai multe single-uri în plan pentru toamnă și așa mai departe. Cu Roman, Roman Necredinciosu, am produs și pentru el o piesă. Da? Pentru Vorba am produs o piesă care tot așa e un băiețaș din Focșani. Acu stop frumos. Ia șapca lui ăsta, doi ochelarii mei. Hai să vorbim în continuare. Ia fiate, mă transform în dinte. Dă-i șapca la băiat. Dă-i șapca la băgheat. Ce cherea. Așa? Tu zici că noi bem? Noi bem. Bun. Nu, ne place să bem. Da, mă, asta ce am în plan. Mi-am făcut Micro Music, intrați pe Micro Music și dați un subscribe acolo. Bă, frățior. Unde vreau să lansez mai mulți artiști. Nu începători? Nu, am băgat unul, bro, respect pentru voi. Frățiorul, eu știi ce, eu simt că tu parcă nu ți-ai zis toate ideile pe care le aveai în muzica asta. Parcă încă nu ți-ai zis tot ce vrei să zici. Bă, sincer, am în calculator multe piese pe care le-ai în lucru? Nu în lucru, pe care bă, am simțit frate, că nu trebuie să le mai lansez. Să spun o vorbă. Înțelegi?
Calculator e calculator. De ce? Stai puțin. Bă, momentan nu m-am simțit, adică piesele alea am simțit că mai trebuiesc atinse, înțelegi? Încă nu mă simt 100% pregătit pentru single-ul ăla puternic al meu, știi? Ia și apucă asta de ochelare aia. Te rog, fratele tău. Și te rog să fii serios. Ok. Adriane, vis-a-vis de muzică, că tot vorbim, numai de muzică, numai de muzică. Cum a spus, bă, frate, Windows 7 e altul. Poți să-mi zici și mie ceva sincer? Zii, frate. Windows 7 e altul. Stai puțin așa. Ok. Windows 10 e altul, bă. Noi vorbim de muzică. Duceți-vă mai departe după ele. O să continuăm. O să continuăm să vorbim de muzică. Că tot mă fascinează pe mine chestia. Mă, păi n-aveți despre ce să vorbiți. Ba, băi, te rog eu frumos, ba da. Despre. Spune și mie, mă, frate. Ai făcut toate piese, ai lucrat în studio. Bă, ca muzică, stai să așa că apropo. Stai puțin. Ai făcut toate piese, ai lucrat în studio. Ba, băi, a cunoscut o pisică. Și tot așa. Bă, frate, zici mie, ai mințit vreodată vreo femeie care te iubea și tu știai în mod conștient cum minți? Bă, cred că am mințit. Dar tot, tot pentru binele ei. Adică, ia, povestește. Mă, dar ce vrei tu, mă, să vă dau de gol în toate combinațiile astea? Pur și simplu. Pur și simplu. Vrei să afle toate, să nu se mai toarcă niciuna apoi? Lasă-le că au plecat. Dacă au venit și au plecat, au rămas plecate. Lasă-le să doarmă. Ia de fiecare dată, când dacă am făcut chestia asta, am făcut-o tot spre binele ei. Și cum poate adică spre că... bine? Ai mințit-o spre bă, binele ei? Bă, dar tu n-ai mințit că, bă, da, și eu încă țin la tine, bă, hai să fie bine împreună, cu tare, sincer, dar tu poate nu mai erai pe filmul ăla. Eu zic sincer, băiat, bă, de asta ești mic. De la vârsta de 20 ceva de ani în sus, n-am mințit nicio femeie azi pe față. Făi, știi ceva, îmi place de tine, făi, știi ceva, nu-mi place de tine. Păi asta zic, poți să o arunci și așa, dar eu am preferat să o arunc altfel. Cum? Să nu lovesc din prima prea tare ca să nu doară prea tare. Excroc sentimental. Ah, dacă așa zici tu, dacă așa zici tu. Dacă nu, excroc sentimental. A schimbat și eu că băiatul când auzim. Uite-te la camera aia și zi tinerilor, până ce ai trecut tu? Că ai trecut până niște bani și până niște nebani. Bro, eu am trecut prin ale mele, tu ai trecut prin ale tale, probabil sunt mulți artiști... Eu vreau să aud ale tale, că de-aia te-am chemat aici. Stai un pic, stai un pic să zic o chestie. Ia zi. Probabil sunt mulți artiști de top în ziua de azi care au trecut prin suta aia de mii. Niciodată. Sau nu. Sau da. Sau nu. Sau da. Și niciodată. Da și nu. Sau poate sunt mulți artiști care nu mai sunt, niciodată, care au trecut prin suta aia de mii. Așa, și ce au făcut? Bro. Da, în sfârșit, ce ai făcut tu? Eu zic că da. Vreau eu să, zic că da. Vreau să dai un sfat aici la oameni. Poate... Așa mă combină să intru în anumite... Poate că nu am intrat nimic. Bă, bro, orice s-ar întâmpla, orice s-ar întâmpla, fă ceea ce-ți place ție, indiferent băi, că viața Adriane, ta e bună, rea, dă-i înainte fără să te oprești niciodată. Bă, știi ceva? Tu după Adriane, ce... Eu în 2007 am avut 26.000 de euro și mi-a plăcut viața. Ăsta a fost dințișor din Sărăjean. Bro! Uite! Vezi? Bă. Și nu-i vezi tu! Dar sunt mulți care au trecut prin păi suta aia de mine. Păi mie îmi spui, mă. Hai să zic ceva. Aia zic. Baboi vrea să dea la... Vrea să dea de boul la pisici. Eu n-am nici treabă cu chestia asta. E operațiunea Whiskas. Frățiorul meu. Păi eu mai bine vorbesc cu ele. Tu dăm ceva a capela. Zim ceva a capela. Și după care te duci să cânti. Eu, știi de ce cer ceva acapela? Fiindcă tu nu ai băut aproape deloc, doar un shot din generozitate, fiindcă da, nu știu că trebuie. Mie toate îmi plac, dar nu știu pe care să o aleg. Bă, frate, alege una, două acapela repede, după care te să cânti. În timp ce noi ascultăm și bem. Bun, frate, mi-mi place petrecerea. Eu vreau să-l ascult pe băiatul să zică ceva, mama, 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 după care noi mai bem ceva. Mă, las să vorbesc și eu ceva. Ula, mă, că după ce dă el acapela. Tot interviu. Ia zi. Ia, bă, că tot ia, taci, bă, bă, ia. Știi că n-am cum să o dau în gargară, fac măscăricii să dispoare, sunt un fel de toți mă compară cu mine. Treaba e clară, nici n-am intrat și deja, panică, zici că am fumat o grădină botanică, am flow-ul din state, dar pielea balcanică, tu pe jego și minte titanică, wow! Sunt un fel de kamikaze bomba, când băiatul îți rupe capul și aplauz ca foca, fac am astra cu ideile tale legale, cu vorbe și vorbele tale, dar iau agale, măi caragiale, că te schițezi din rime când apare ura, ținem tura cu gura, e jego scas gura, mânca mea măsura, vechi te-mi pus ca mură. Tura, fac muzică de mic, nenorocit dacă știi ce zic. Și o s-o fac până mă ridic, adică tu s-o pui pe ripică. Genul perspicace, caracter tipace, mereu patruace. Ce dacă nu-ți place, știu că tu de-aia că mă știi. Dar nu știi ce în spatele mă știi, hai da, să-mi cunoști și hai da. Mai bine stai, nu știi povestea, dar mai ai timp până să mă cunoști, hai.
Ok, astea au fost scrise, eu zic unele nescrise. Hai să dăm băiat că nu e cu bise. E dinte, din Sălăjean în dreapta ta. Sunt cu dinte și cu cosi, hai să facem bine treaba. Că am venit să dau un interviu, nu să stau degeaba. Și dacă vrei să mă cunoști, nu ar cu toți proștii, o ar cu gangsterii, pentru că ăștia sunt și viitorul și foștii. Zici ceva de operațiunea Whiskas? Sălăjean pleacă de aici, că nu e din bas. Băi, știi ceva? Nu, vreau să facem așa. Eu vin cu nu iau. Eu vin cu banchetul. Te badă, te piși pe tine, să moară familia. Fiule, eu vin cu banchetul. Mă ajut? Nu iau. Mă ajut? Da, dar după aia te bag cu nu iau. Moară familia. Bă, bagă ceva, părime pe loc, repede, sau strofă ce ai tu, în timp ce noi bem, să trăim și noi. Gândește-te acum. Bă, lasă să urce pe scenă, în pula mea, să cânte în pula mea. Sutaș din gura aia odată. Bă, băi, eu vreau să bem asta, frate. Mai poți? Să moară băieții. Tu bagă ce, bagă cu ceva repede, ca noi putem, putem să bem. Orice. Noi vrem să bem ceva în timp ce tu faci. 2006 când m-am apucat de scris, pe atunci doar 14 ani, eu și asta ca vis, curgea prin vene, simțeam în fiecare seară cum mă inspirau creierii rapului de afară, cu un microfon de 10 lei, bituri grele pe acle, gluga în cap gen Casus Clay, gândindu-mă la ai mei, am simțit că trebuie să o fac și am făcut-o. Sunt la al 6-lea șpriț, dați subscribe la al 6-lea. Șpriț. Yeah. Mamă, dacă mai poți să mă mișc. Bă, ne auzim la play. Yeah, yeah. E al 6-lea șpriț. E Micro Music. E al 6-lea simț. E Micro Music. E Adrian Țuțu. Am o grămadă de prieteni din care un sfert sunt lași, un sfert sunt mincinoși și o treime rămân falși. De-aia dau pe tope să sară din Adidas. Toți aia care se arată gangster pretenași, că golanii aia cu sânge nu se arată golani. Nu își etalează grața când au cu mâna de bani. Nu-i vezi în localul la ei, alta este pizza. Dau drumul la grătare, fac din cartier Ibița, știi cum zic? De la ei auzi lecții de viață, învață de la ei, îți iei vorbele grele peste față, că le pasă. În jurul lor ești ca acasă, golani adevărați te învață să fii pe fața, așa că tinere, nu-ți da aere de bagabond, că acum îți dau din suflet cel mai mare pont. Vezi plăcăia de acolo ce-și dau cuiu în fața scării, golanii numesc cursurile parcării. Vrei să fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, nu știi ce înseamnă. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, ai grijă ce-mi te îndeamnă. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, nu știi ce înseamnă. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, yeah, yeah. Cam o grămadă de tați, o grămadă de frați, o grămadă de prieteni ce-i numești neadaptați. Ei îți vând pontul nubile, le vezi viața în pupile. Au adunat sute de ghile, bagă ceapă, nu pastile, că muncesc de... Mulți îi găsești prin țară, au familie deja și vor o viață mai ușoară. Vagabondul le pune mâna pe carte, ia-o pasta. Ca să fii golan, trebuie să te ducă și țeasta. Că în combinații n-au loc deloc incuzii. Ține urechea plecată atunci când vorbesc aduzii. Dacă tot mă asculti, zi, știi că am lăsat școala ca să pot să umplu coala, deci te las pe tine să alegi. Încotro o iei sau către ce vii să alergi. Alege tu dacă am sau nu dreptate. Vrei să fii golan, du-te cu mintea mai departe. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, nu știi ce înseamnă. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, ai grijă ce-mi te îndeamnă. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, nu știi ce înseamnă. Fii golan, fii golan, fii golan, fii golan, da, ai grijă ce-mi te îndeamnă, boy. Yeah! E al 6-lea simț, e al 6-lea șpriț. Dacă vrei să fii golan, învață de la aia care sunt golani cu adevărat. Pace acolo, subscribe la al 6-lea simț. Și mulțumesc, băieți, că m-ați invitat. Pace acolo. Ia, 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 bună seara șprițarilor. Bine v-am găsit la o nouă ediție aici la al 6-lea șpriț. Cu fratele vostru Casper Fantoma la umbreluța lui cu rime, cu fratele meu Cosi,
care de data asta e alături de mine în prim plan și de sora mea Cristina. Ți-au găsit ochelarii, bro, nisip. Băi, vedeți ce faceți aici, aici, nebun. Îl avem invitat de data asta pe fratele nostru Adrian Țuțu, îl știți prea bine. O să vă dau câteva detalii eu despre ei. Să rupe roaba lui Dumnezeu și ce bună seara asta. Bun, trecem peste detaliile astea un pic erotice și hai să dăm repede cu rog de domn. Ia 1, 2, asta e pe bune. Al șaselea aș prins cea mai tare emisiune cu un prim plan, frate, că ar trebui să știi. Aici Cristina și cu Cosina. Ia bine, că ăsta e în prim plan. Ați auzit de Tuțu aka Adrian, că aci că uite așa, o dă corect, că a fost câștigător la România, au talena. Și bine așa, frate, dă-n euro. Bă, frate, ai adus 100 de euro. Știi, Catrinca mea, ăsta e de geniu. Mă uita, am uitat așa 100 de euro din premiu. Dar lasă că Catrinca mea, ăsta e fără stres, că fratele reprezintă Focșa Angeles. Că, știi, bine, e din limache, cu fratele meu vorbă și cu fratele meu tache. Ia-o bine, capul ăsta e nebun, că am auzit că Țuțule a lucrat și la album, frate. Că-ți bine, bine, frate, ăsta e de vor, că mă uitam, uite așa, s-a făcut producător. Now, Caterinca, frate, ăsta e nebun, e producător, fratele, și e pe drumul bun. Da, ia-o bine, dar voi din ce cauze, și pentru el ca și artist, multe aplauze. Now, ia-o bine, era ca să pățești ceva, măsoră meu era acum să mă lovești. Now, ia-o bine, asta e nebun, dar tu te uiți așa, frate meu, acum să spun. Da, ia, bine, o dau concret, te-ai ridicat ușor, ești un paralelipiped. Știi bine, apoi asta e de știi, că ar trebui, bă, frate, că acum te dor genunchii. Genunchii, soră meu, dansează bine, lasă tricou, îți fac reclamă pentru tine. Și alături de asta și pentru mine, că așa, bă, frate, împreună ne cam șa de bine. Ia-o, gata, dar acum îți dau de cresc. Mă uite, bă, fraților, acum mă opresc. Apropo de asta, fraților, bă, eu îi iubesc. Bă, Haos Media ne-a făcut clipul, vă mulțumesc, ei. Ne vedem data viitoarelor, fraților, la următorul clip. Costi s-a dus să-și facă viața și a plecat cu moartea. La revedere! Ba, boi, băiatul care zici în emisiunea noastră, noi suntem morți. Zice figolam, figolam, figolam. Hai să zic ceva. Fratele tău e beat mort, eu mai beau. Mai poți? Da, eu mai beau. Deja. De parcă nu știi că te grei din jurul meu, cum duc la noi mugnește flacăra și alții se alintă la scântei. Nu știi că aici nu-i loc de băieței, cu vorbe de zmei și fapte de miei. De parcă nu știi, la noi se udă strada cu jitei și mirosul de mici de pe grătare te poartă palei. Nu știi că atunci când vagabonți au idei, iar deranjăm poliția din somnul ei. De parcă nu știi.